Informația momentului, George Simion, Claudiu Târziu, Diana Șoșoacă, amendați cu câte 15.000 de lei pentru demonstrațiile de luni, sunt considerați responsabili pentru ce s-a întâmplat. Ei trei și încă 5 persoane se consideră la jandarmerie că au fost 8 lideri ai mișcării de luni, motiv pentru care fiecare dintre cei 8 a primit câte o amendă de 15.000 de lei. Nu știm celelalte nume, ar fi foarte interesant să aflăm care sunt ceilalți lideri. Încă o dată, George Simion, Claudiu Târziu, Diana Șoșoacă. Despre ce se întâmplă cu boala, despre ce se întâmplă cu această cacofonie, concurs de declarații, care mai de care mai năstrușnice în rândul politicienilor, în cele ce urmează cu invitații noștri, este vorba despre jurnaliștii Claudiu Pândaru, Sabin Orcan. Sabin Orcan este director Newsweek România. Și domnul doctor Adrian Marinescu este directorul medical al Institutului Matei Balș din București. Bună seara, domnule doctor. Seara. Bună seara, domnilor. Începem cu dumneavoastră, domnule doctor. Ceva mai devreme le spuneam telespectatorilor noștri că șefa, directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite spune că persoanele care au fost vaccinate nu poartă virusul, nu se îmbolnăvesc, nu îl dau mai departe. Se referă la un studiu la care au participat aproape 4.000 de persoane, angajați sanitari din linia întâi, testați în fiecare săptămână între decembrie 2020 și martie 2021. Ce vă spune dumneavoastră această declarație? De spus că după această declarație, Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite a revenit cu recomandarea ca toată lumea să poarte mască, chiar și cei care s-au vaccinat. Bine, cred că avem nevoie de vești bune. Astfel de vești bune în condiții de pandemie sunt mai mult decât binevenite. Știam în felul următor că în momentul în care mă vaccinez, nu mă îmbolnăvesc, sau am o probabilitate foarte mică de a mă îmbolnăvi. Asta înseamnă că și dacă fac o formă, o fac ușoară sau asimptomatică, dar știu de asemenea că și dacă virusul pătrunde în căile respiratorii în mod mecanic, am o probabilitate mai mică de a transmite. Cât de mică, se pare că din aceste studii e destul de relevant. Ceea ce e foarte important, pentru că persoana de lângă mine s-ar putea să nu fie încă vaccinată. Și atunci am o probabilitate mică de a-i transmite. Faptul că totuși se vorbește de măsurile de prevenție pe care să le respectăm în continuare are o logică. Pentru că vrem să închidem pandemia. Și pandemia nu se închide precum o ușă, ci vrem să o închidem într-un timp rezonabil, pas cu pas. Și atunci, am nevoie să mă vaccinez, am nevoie de măsurile de prevenție pentru ca virusul să dispară ușor-ușor din circulație. Este ceea ce îmi trebuie ca să pot să rezolv pandemia. Într-un interval de timp, nu o să-l precizăm de acum că e greu de spus, dar, după părerea mea, pandemia se va închide transformând-o în focare de regiune sau în focare izolate. Și lucrul acesta va însemna o perioadă mai lungă de timp. Stați așa, dacă tot procesul ăsta va fi unul pas cu pas și se va întâmpla în etape, la un moment dat, cei care s-au vaccinat vor fi fără mască și ceilalți nu, cu siguranță că nu. Asta nu se va întâmpla niciodată? E posibil însă ca în unele regiuni să fie oameni fără mască, toți, și în alte regiuni să fie cu? Sigur că se poate, dar eu cred că când mă refer că se va închide, mă refer la faptul că imunizarea va fi la nivel de masă și probabil că 70% din populația globului va fi imunizată și atunci e clar că măsurile de relaxare vor veni. Când mă refer la regiune, e posibil că la un moment dat pandemia, să spunem că s-a închis și să fie o anumită regiune unde să mai avem cazuri și într-o altă parte din lume de asemenea. Și că lucrurile nu se pot închide dintr-o dată. Altfel spus, închiderea pandemiei nu înseamnă că dispare infecția SARS-CoV-2. Da? Facem diferența între a mai exista virusul și a fi pandemie. Dar la un moment dat, fără mască? Cu siguranță că la un moment dat, fără mască. Așa în viitorul pe care ne-l putem închipui acum? Știți că aici iar ne întoarcem. Când va fi valul? Când, și tot timpul se pune întrebarea. Când va fi vârful valului? Când va fi cocoașa? Cât va ține? Cred că e greu de spus, pentru că depinde niște factori dinamici. Probabil că din toamnă ar trebui să fie o situație mult mai echilibrată decât acum. Momentul când se va întâmpla să renunțăm la unele măsuri de prevenție, e greu de spus. Și întrebarea e, vom renunța la purtarea măștii în spațiile închise? Nu. Cred că întâi o să mergem cu spațiile deschise, o să o luăm practic treptat. Așa cum măsurile restrictive au venit pas cu pas și cele de relaxare vor veni de asemenea. S-a întâmplat că astăzi am fost la doctor și pe un perete, la spital, am văzut un afiș pe care cu siguranță înainte nu-l observasem, unde scrie așa, gripa nu e o răceală, poartă mască, protejează-te. Și m-am gândit, nu cumva masca asta va rămâne cu noi? Da, eu mă întreb altfel, oare când aveam sezonul de gripă, nu trebuia să purtăm mască dacă aveam simptome?
Mi-aduc aminte că dintotdeauna, când aveam simptome, ne izolam, purtam mască pentru a nu îmbolnăvi pe cei de care erau lângă noi, nu? Nu era aceeași regulă. Când aveam epidemia de gripă, nu purtam mască în spital? Purtam. Că nu se întâmpla pe stradă, asta e altceva, dar era o regulă corectă ca cel care are simptomatologie să-i protejeze pe cei din jur. Sau așa trebuia să se întâmple. În momentul în care mă urcam într-un mijloc de transport și aveam anumite simptome respiratorii, era clar că pot să transmit. Și până la urmă, gripa nu este o viroză și infecția SARS-CoV-2 nu e o gripă, dacă sunt să ne gândim. Fiecare vine cu elemente în plus. Chiar și o viroză pentru o persoană vulnerabilă, care e în vârstă și cu afecțiuni cronice, poate, din păcate, să meargă nefavorabil. Dacă e gripă, cu atât mai mult, și dacă infecția cu SARS-CoV-2, se vede foarte clar ce se întâmplă. Ajungem imediat la penibilul politicienilor. E foarte interesant ce se întâmplă. Mai am o întrebare, domnule doctor, pentru moment. Sunteți de acord că am mai avea 45 de zile? Pentru că, în momentul ăsta, avem două estimări. Prima spune că vârful va fi al valului al treilea. Va fi atins cam la mijlocul, în a doua jumătate a lunii aprilie, lunii ăsteia pe care o începe mâine. Și există profesorul Rafila care spune că 45 de zile ar mai fi până la vârf. Adică pe la mijlocul lunii mai. Dumneavoastră, ce credeți? Bine, știți că nimeni nu poate să spună exact, pentru că aceste date depind de anumite măsuri restrictive sau unele care sunt de relaxare, care pot influența. Până la urmă, orice eveniment la un moment dat poate să influențeze, inclusiv vremea. De acord. Haideți să ținem un interval. Intervalul de lucru pentru doctorul Marinescu. Eu m-aș gândi în felul următor. Următoarele două luni vor fi cu multe cazuri. Deci cam două luni o să fie grele de acum. Nu m-aș gândi exact că e vorba de un vârf sau că e un platou, ci m-aș gândi că sunt două luni cu o presiune mare la nivelul spitalelor și mă aștept ca undeva după aceste două luni lucrurile să așeze treptat. Și în momentul în care se termină vara, să fie categoric mult mai bine decât acum, asta vă spuneam mai devreme. Cu vaccinarea, ritmul care e acum, din punctul nostru de vedere? E un ritm 65.000 bun. În ultimele, 64.000 în ultimele 24 de ore. Păi e un ritm bun în situația dată, pentru că sunt niște tranșe care vin centralizat, nu un vaccin pe care să-l avem în România. Și cred că ne-am mișcat destul de bine, nu cred că se putea mai mult de atât, în condițiile în care primim niște tranșe, primim vaccinurile și ne dorim să avem cât mai mult. Dorim să avem mai multe variante, inclusiv Johnson și așa mai departe. Claudiu Pândaru, Sabin Orcan. Doamna Turcan astăzi cere să fie amendată. Cere să fie amendată pentru că nu a fost, dar premierul vrea ca doamna Turcan să meargă singură să-și plătească amenda. Dar ce să vezi că domnul ministru al internelor nu e foarte convins că ar trebui să fie amendată. Doamna Turcan, domnul Vlad Voiculescu, despre care vreți să vorbiți, Sabin Orcan? Despre care dintre cei patru? Despre amândoi. Deci toți miniștrii care nu poartă mască acolo unde trebuie să poarte mască, trebuie să plătească, să suporte consecințele legale, alea care sunt pentru toți cetățenii. Alminteri, ei nu o să devină niciodată, mai ales în vremurile astea tulburi pe care le trăim. Veneam încoace și treceam pe lângă această coloană de, pot să-i numesc credincioșii anticovizi. Așa-i numesc eu, am dreptul ăsta, nu? V-ați întâlnit cu protestul, da, din seara asta. Da, cu credincioșii anticovizi care urlau pe străzi, erau încolonați bine de jandarmi. Dom'le, în vremurile astea tulburi, eu cred că e foarte important ce fac miniștrii și ei trebuie să înțeleagă că fiecare gest al lor, chiar dacă e un gest minor în comparație cu alte lucruri pe care le fac, e pus sub o lupă uriașă și e foarte grav că ei n-au respectat chiar și o clipă din 24 de ore, din 24, aceste reguli, pentru că dau un exemplu prost cetățenilor. Pe de altă parte, aș vrea să introduc aici în ecuație ipocrizia și de cealaltă parte. Adică, dom'le, nu vă supărați. Când criticile astea vin așa foarte vocale de la domnul Ciolacu de la PSD, care sigur că l-are în partid pe domnul Rafila, care e un om echilibrat, dar pe care văd că nu-l întreabă nimeni nimic de la PSD când iese cu declarații, dar domnul Ciolacu, pe de o parte, susține protestele astea antimască împreună cu domnul Simion de la AUR și așa. În general, protestul împotriva orice măsură sanitară, deși medicii ne spun, iată, că trebuie să purtăm în continuare, să ajungem să vaccinăm. Pe de altă parte, își dă ochii peste cap că n-au purtat doi miniștri 5 minute masca. Mi se pare o ipocrizie uriașă, pentru că PSD... Nu știm dacă 5 minute. La doamna Turcan o jumătate de oră, posibil înțeles, să fi fost mai mult. Eu zic să plătească prețul, nu cred însă că ăsta e vreun motiv de demisie sau știu eu ce. Sigur, aș avea alte motive să critic pe Vlad Voiculescu, de pildă, în legătură cum gestionează Ministerul Sănătății această situație. Nu văd că totul merge strună în România.
Pentru că vorbeați despre asta, dom'le, citeam știre în Israel, încoată, purtatul măștii este în continuare obligatoriu prin lege, dar polițiștii au fost instruiți de guvern să se ocupe mai degrabă de cei care trebuie să respecte carantina, pentru că acolo s-au vaccinat peste 70% și pentru că în Israel e altă situație decât la noi și le-au spus în aer liber, nu oriunde, în aer liber, să nu se mai concentreze pe dat amenzi. Asta e o nuanță. Adică se introduce o nuanță într-un stat care totuși a vaccinat cei mai mulți cetățeni. Lucia Bode. Nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii, toți răspundem în fața legii și când e întrebat în mod particular dacă doamna Turcan și domnul Voiculescu vor fi amendați, el spune nu exclud această posibilitate. Eu cred că nu vrea să se antepronunțe ministrul de internet. Ce să se antepronunțe că amenda ar trebui să vină automat? Da, da, de la poliție, nu la ministrul de internet, că nu taie amenzi domnul Lucian Bode. Dar cred că dacă citeai știrea, și e foarte important că e așa, dacă doamna Șoșoacă și toți ceilalți anticovizi au fost amendați, tot așa trebuie să fie amendați cu maximul prevăzut de lege sau cât prevede legea și doamna Turcan și domnul Vlad Voiculescu, pentru că sunt miniștri care ar trebui să dea un exemplu. Și asta nu e un exemplu de cetățenilor în care ei chiar și 5 minute, o jumătate de oră nu poartă mască undeva într-un loc anume în Parlament sau când plantezi copaci pe câmp. Deci mie mi se pare că ei trebuie să suporte consecințele. Dar hai să fac, totuși oamenii aceștia nu militează. Mi se pare mult mai periculos ce fac ceilalți și anume că incită oamenii să iasă în stradă împotriva oricăror măsuri sanitare. Asta e contextul pe care noi îl percepem exact cum descrieți, Sabin Orcan, și în contextul ăsta gestul celor doi ar fi trebuit dă să fie rău. Rezolvat repede. Instantaneu. Corect. Fără să nu se întâmple. Povestea poate să mai găsește vreun polițist care poate să dea amenzi și unui ministru, domnule, fără să fie tras la răspundere. Pentru că a văzut la televizor că nu a respectat legea. Claudiu Pândaru. Și unui parlamentar. Instantaneu, acei doi miniștri, ca orice cetățean din această țară, trebuiau să primească amendă. Foarte scurt. Adică nu e mult de comentat, nu trebuie să se pronunțe sau antepronunțe domnul Bode, nu trebuie să se pronunțe deloc. E treaba poliției să vină și să-i amendeze. La fel cum o altă suită de parlamentari care refuză să poartă mască ar trebui să fie amendați, pentru că imunitatea aia parlamentară e pentru declarații. Declarația politică și imunitatea de care se bucură o au și cu masca, să știți, pentru a-i proteja pe cei din jur, dacă pe ei înșiși nu interesează să se protejeze. Acum, da, sunt astfel de discuții, ar trebui să fie rezolvate pentru a nu fi lăsate să prindă contur și să pierdem timpul să le dezbatem. Ar trebui să fie rezolvate foarte rapid de către autorități. Doar că pare de multe ori în aceste zile că autoritățile așteaptă. Ce? Autoritățile așteaptă să se pronunțe sau să se antepronunțe vreun ministru pentru a lua. Adică să primească ordin. Păi altfel nu să dea o amendă. Altfel nu mi-explic de ce, spre exemplu, la aceste proteste, numărul amenzilor a crescut, deși numărul protestatarilor a scăzut. Pot înțelege felul în care autoritățile au gândit să nu îi atâțe sau să îi transforme, să le dea motive de autovictimizare unora dintre acei oameni. Dar în același timp, legea trebuie aplicată cu egală măsură, pentru că altfel nu faci decât să-ți pierzi credibilitatea. Protestele, aceste proteste pe care le vedem și în desfășurare și în seara asta, da. Această seară. Așa cum spuneam și în zilele trecute, acolo sunt tot felul de tipuri de oameni. Nu este bine și nu e nici corect să pui un verdict clar pe tot protestul. Acolo sunt niște politicieni care au turnat gaz pe niște frustrări. Acolo mai sunt niște cetățeni, indivizi, care vin să se bată. Plăcerea bătăii cu jandarmii e o constantă. La multe proteste da, sunt acest gen, da. De multe ori cam aceleași grupuri, sigur, care vin pur și simplu să se bată. Acolo mai sunt și oameni nemulțumiți. Unii și-au pierdut locurile de muncă, alții au venituri mai mici, alții au alte tipuri de frustrări mai greu de înțeles.
Și o mare parte a acestei țări, pentru că mulți oameni nemulțumiți de măsuri, de situația economică, de direcția în care o ia țara, vezi lucrul ăsta în sondaje, mulți oameni nemulțumiți se uită și cer din partea atât a autorităților, cât și a societății în general să empatizeze cu acești protestatari. Ceea ce poți face. Dar în același timp, acești protestatari, acei protestatari care îl huiduiau pe un tânăr din Constanța care își pierduse tatăl mort de COVID, din cauza COVID, mort acum câteva zile și a ieșit și el cu frustrările lui la geam să le transmită lucrul ăsta și a fost huiduit, acei protestatari nu cred că au arătat empatie. Nici vorbă. Acei protestatari care au luat cărămizi și au dat sau care au furat sandvișurile dintr-un tonomat. Nu cred că au făcut-o de foame, între noi fie vorba. Cred că au făcut-o doar pentru a sparge geamul tonomatului. Acei protestatari nu știu dacă ar trebui să primească empatie, ci ar trebui să primească amendă. Cu simplu. Egală măsură ca în cazul oricărui alt cetățean. Eu i-am văzut în imagini mai devreme. Amendă. Îi vedeți și dumneavoastră. Sunt acolo, ce nu, înțeleg, nu au măști. Niciunii nu ce au nu înțeleg însă, jandarmii au măști. Și aici este o chestiune, cum să zic, care li se poate aplica fiecărui dintre acei protestatari ce nu poartă mască. Dacă justificările pentru protest sunt unele ce țin de situația economică personală sau situația economică generală. Asta nu înseamnă că nu trebuie să respecte regulile, sigur. Da, nu e, e și o chestiune de logică. Dacă vrei ca situația ta personală să se rezolve, ți-ai pierdut slujba, că s-a închis Horeca. Dacă vrei ca Horeca să se deschidă mai repede, dacă vrei ca economia să se întoarcă acolo unde trebuia să fie în mod normal, atunci nu ar fi logic să încerci să porți mască ca să scăpăm aici, de pandemie. Aici e interesant, pentru că ei sunt o minoritate și totdeauna m-am gândit, dacă ar fi să întrebăm, spunem că la un moment dat ar putea să decidă și le-ai spune, alegeți trei cele mai importante măsuri. Ce ați face în mod corect? Să nu mai fie presiune în spitale. O să vedeți că nu există o coerență a dialogului. Pentru că i-ați întrebat ce ați face concret dacă nu sunteți de acord cu măsurile XY. Ei nu vor veni cu soluții. E tot timpul se spune... Cetățenii obișnuiți, la un moment există, dat ei pot să nu cred că există alte soluții decât astea, pe care le încearcă toate statele lumii. Adică cred că n-am descoperit noi evident. Roata. Dar vreau să fac o observație, dacă îmi dai voie, Cosmin Prăceanu, legat de ce a spus Claudiu Pândar. Sigur că am spus și eu altă seară la tine în emisiune. Există, din păcate, o categorie mai largă de populație nemulțumită de aceste măsuri, pentru că au fost afectate în mod direct. Pierderea locului de muncă, închiderea afacerii, n-au primit ajutorul, să spunem asta, n-au primit ajutorul promis de la guvern, cum e cazul Horeca, și acolo sunt, e vorba și de angajați, nu e vorba de niște patroni de crâjme, că omul o să spună română, bine, măi, un patron de crâjme are el bani. Nu, dar acolo sunt niște angajați care munceau sunt și mai departe. Așa își câștigă pâinea. Sunt firme care intră în faliment și sigur că lumea nu e fericită și e normal să fie așa. Sunt părinți care au mari probleme cu copiii, inclusiv psihologice, cu copii ținuți în casă, care au trebuit să facă homeschooling, n-au avut cu cine să-i lase și mai departe. Nu, serios, adică sunt chiar oameni afectați de treaba asta. Claudiu Pândaru râde că probabil că, mă rog, știe pe viu. Haideți să, dacă îmi dai voie 10 secunde sau puțin mai mult. Astăzi Ministerul Sănătății a publicat niște afișe, foarte frumos designul, întâmplător, știu că acolo la Ministerul Sănătății e un grup de voluntari care se ocupă de designul acestor afișe și e lăudabil că fac asta. E excelent, chiar are nevoie statul român de și să arate bine ceea ce face, platforme digitale, astfel de mesaje. Dar erau niște mesaje care urmează să fie libite pe holurile școlii, în care sunt învățați cei mici să poarte masca, să păstreze distanța, să se spele pe mâini, foarte bine realizate. Știți ce mi-a spus un copil? Auzi, dar au făcut și background din ăla de pus pe Zoom, că afișele astea care ar trebui să fie lipite în școală, mă tem că nu o să le vedem prea curând. Deci... Avem o informație nouă din Franța, un discurs al președintelui Emmanuel Macron, din care obținem două vești. Prima, Franța intră în carantină totală, timp de o lună școlile se închid, asta este cea de-a doua veste, apropo de măsura care a fost luată la București și care a fost intens criticată, francezii, iată, fac dacă pot, același după această lucru. Digresiune, să-mi termin ideea următoarea. Sigur că sunt de acord cu asta. Pe de altă parte, că sunt oameni nemulțumiți care nu sunt neapărat oameni lipsiți de bun simț sau care sunt nu
au niciun fel de grijă pentru semenii lor. Dar în același timp vă spun următorul lucru. Dacă mâine s-ar anunța în Piața Victoriei un protest pentru, nu știu, salvarea delfinilor din Marea Neagră și eu aș fi de acord cu cauza asta, dar știi că organizatorii protestului sunt extremiști comuniști sau extremiști neolegionari, dom'le, nu m-aș duce la protestul ăsta. Adică aș putea să fiu de acord cu acest protest, nu m-aș duce în stradă. Dacă aș fi un om cu puțină logică, puțin bun simț, nu m-aș asocia cu niște legionari sau comuniști care vor, nu știu, ieșirea României din UE, pentru că am un singur punct de pe agenda mea personală în care sunt de acord cu ei. Deci mie mi se pare că oamenii care participă la aceste proteste pun o presiune nedorită pe sistem, pentru că nu despre asta, nu de asta avem nevoie ca să rezolvăm problema. Și aici sunt de acord cu ce spune domnul doctor, că trebuie să ne mișcăm mai repede cu toții ca să vaccinăm mai mulți oameni, să ajungem la pragul ăla de imunizare, ca să nu mai avem nici această discuție. Sigur că oamenii din imagine, probabil cei mai mulți dintre ei, sunt antivacciniști, deci oameni care nu se vor vaccina. De sâmbătă seara intră în vigoare măsurile din Franța, de sâmbătă seara țara intră într-o carantină totală. Timp de o lună, președintele Macron a cerut o mobilizare a tuturor cetățenilor Franței în această lună, a lunii aprilie, evident. E vorba inclusiv despre închiderea totală a creșelor, grădinițelor, tuturor școlilor pentru 3 săptămâni din cele 4 ale acestei luni de carantină totală în Franța. E o lovitură, pentru că în Franța creșele, grădinițele, clasele primare fuseseră deschise întotdeauna. De data asta este măsura radicală. Asta a anunțat în urmă cu câteva minute președintele francez. Are logică, nu e doar Franța. Iau măsuri restrictive acum pentru a-și pregăti o vară liniștită. Și iau un calcul că perioada despre care noi vorbim, că acest val nu-i numai în România, practic vor trece mai ușor, limitând circulația virusului. Da? Practic acest lockdown, indiferent de variantă, la acest lucru duce. Și se gândesc la vară, apropo de campionate europene, etc., pe care îl pregătesc și vacanțe, sigur, făcute cu prudență, luate în calcul, apropo de certificate cu statut de vaccinat, etc. Deci sunt niște lucruri pregătite după niște... După un program foarte clar. Vom reveni cu date suplimentare despre ce se întâmplă în Franța. Domnule doctor, când vedem imaginile astea, de duminică încoace le tot vedem, imaginile cu protestatarii, i-ați auzit și dumneavoastră ce strigă, și când vedem incidentul de genul celui de la incidente de genul celui de la Constanța. Da, un bărbat a ieșit la fereastră, le-a spus protestatarilor că i-a murit tatăl în urmă cu 2 zile și oamenii au început să-l înjure și să urle. Când îi vedem pe cei care s-au dus la Bacău, la spital, și le-au urlat doctorilor că sunt niște asasini. Cum vă simțiți, domnule doctor? Că asta faceți în fiecare zi. Aveți grijă de oameni. Mă simt mâhnit, dezamăgit, în situația în care cred că medicii, și nu vorbesc de mine, vorbesc în general, au avut o perioadă foarte grea. Sigur că au ajutat cu tot ce au putut și o fac în continuare. Dar cred că nu meritau nicicum. Pe de altă parte, e o minoritate care nu ne reprezintă, exact ce spuneam mai devreme, nu au mesaje coerente și nu cred că au vreo logică precisă, apropo de ceea ce spuneați, nu cred că modul în care se manifestă pleacă pe un anumit raționament. Ba dimpotrivă, apropo de ce spuneați cu pacientul care privea de la fereastră, cu situația în care au mers la anumite spitale, nu cred că are o logică. Și cred că lucrurile astea sunt gândite tot într-un plan politic, din punctul lor de vedere, fără să gândească prea mult. Și aici o spun cu toată răspunderea. Credeți că lor ar trebui să li se adreseze cineva? Credeți că ei au fost lăsați pe lângă pentru că au suferit din punct de vedere economic, dar și pentru că pur și simplu nu înțeleg? Și atunci cineva ar fi trebuit să aibă grijă să le explice și lor până să înțeleagă. Sunt absolut de acord că mesajele trebuie repetate, dar cred că în situația respectivă, exact ce discutam mai devreme... E mai multă răutate decât neștiință, e mai mult interes politic decât... Și orice explicație nu va avea efectul scontat în cazul lor. Ce credeți despre responsabilitatea politicienilor care îi folosesc pe oamenii ăștia și se folosesc de furia lor? Aici lucrurile sunt mai mult decât clare. Nu numai că n-ar trebui să se întâmple, dar e un lucru pe care cred că noi toți ceilalți îl vedem. Adică sunt lucruri evidente, le poți observa și poți să-ți dai seama cum funcționează, nu? Până la urmă, o mână de oameni care, de fapt, nu știu ce vor, n-au un anumit raționament, nu-și doresc niște lucruri precise și care sunt foarte probabil împinși de la spate
din punct de vedere politic. Mulți consideră că e o decizie controversată. Germania a anunțat că nu va mai administra AstraZeneca tinerilor. Administrează numai celor de peste 65 de ani. Cum vi se pare? De ce? E foarte interesant că... Fac momentul... exact pe dos. Da. Acest lucru ce demonstrează? Demonstrează că persoanele vulnerabile sunt de fapt persoanele în vârstă și că în niciun caz nu se pune problema că peste 65 de ani nu e un vaccin sigur. Acest lucru putem spune exact ce discutați și spuneați noastră. Problema vor să-i vaccineze în primul rând pe cei care sunt vulnerabili și de fapt discuția legată de pandemia de aici pleacă. Dacă cei vulnerabili sunt protejați și o facem prin vaccinare, cei tineri vor face în general forme ușoare. Deci are o logică precisă. Vrem să vaccinăm cât mai repede și să o facem pentru cei care sunt în vârstă. Deci aici prioritatea este obținerea imunizării în rândul acestei populații vulnerabile și nu contează cu ce vaccin sau exact. Nu contează care sunt discuțiile în legătură cu vaccinurile. Sunt folosite toate ca să fie atins acest obiectiv. Lucru care se face și la noi până la urmă, nu? Cei vulnerabili au fost vaccinați întâi. Domnilor, există un personaj care apare brusc pe firmament, domnul Liviu Dumitru Voiculescu, este senator al Partidului Național Liberal și scoate un porumbel cât o barză. Spune așa, nu e normal ca cei care s-au vaccinat să-și asume niște riscuri făcând aceste vaccinuri. Riscuri? Sabin Orcan, v-ați asumat riscuri când v-ați vaccinat? Nu am asumat niciun risc. Dacă vreți, vă și povestesc. Eu n-am făcut vaccin decât pe vremea lui Ceaușescu, când eram adolescent, ca toată lumea, și ultimul vaccin, după care n-am făcut 30 de ani vaccin antigripal adevărat, dar și pentru că n-am avut gripă. Eu am făcut o armată mai grea așa la parașutiști, n-am avut probleme de sănătate niciodată. Dar acum am vaccinat ca toată lumea. N-am simțit niciun fel că am făcut un risc. Am făcut-o pentru sănătatea mea și pentru cei apropiați, nu ca să mă risc. Nu m-am simțit că n-am avut nicio emoție că m-am dus la vaccin. Sigur, unii oameni au emoții, alții au reacții adverse. Fiecare, de asta nu e vaccinarea obligatorie. Trebuie să completezi formularea în care declar dacă ai boli, dacă ai alergii, dacă te tratezi și așa mai departe. Că nu oricine este vaccinat automat așa în serie. Acum sunt multe personaje în România. Despre domnul acesta v-aș spune totuși că este un domn care întâmplător e trimis în judecată pentru constituire de grup infracțional organizat, domnul Mamba. Așa îi se zice lui Voiculescu. Asta e poreclă? Da, e poreclă. Ca să nu-l confundăm cu domnul Voiculescu, că nicio legătură de rudenie de la Sănătate, domnul Voiculescu de la PNL, ei se zice domnul Mamba. Domnul Mamba e trimis în judecată pentru constituire de grup infracțional organizat, că a făcut niște afaceri cu niște patroni de păcănele, că el a fost primar înainte să ajungă deputat. Dar sunt multe personaje senator. De genul ăsta. Senator, ce este? Membru în Comisia SIE. Am o singură întrebare. În Comisia SIE. Am scris când era vorba, iată cine controlează Comisia SIE. Dar am o întrebare. Din Partidul ăsta Național Liberal, unde sunt și medici, oameni responsabili care știu ce vorbesc, numai domnul ăsta Vasilescu, zis Mamba, care s-a ocupat cu păcănele să găsește să vorbească despre o posibilă propunere, care sigur merită dezbătută. Eu nu cred în această teorie că trebuie să acordăm unora care s-au vaccinat. Nu. Trebuie să așteptăm cu toții, să răbdăm, mai să strângem ales din dinți. Șantierul ăsta nu a fost deschis tuturor până acum. Dom'le, trebuie să strângem din dinți până ajungem cei 70% vaccinați și atunci dacă se transformă această într-o imunitate așa numită de turmă, atunci cu toții o să scăpăm de aceste restricții. Dar nu că unii sunt mai egali decât ceilalți. Asta e situația. Domnule, cere privilegii ce mai? Da, domnule, cere privilegii domnul Mamba, dar eu zic să se ocupe de procesul ăla de la în alta curte pentru grup infracțional organizat. În altă ordine de idei și aici, repet, e un pic de haos la nivel de comunicare dacă partidul aflat la guvernare, care are premierul României, care are guvernarea pe mână, să trezește unul vorbind despre propuneri de tipul acesta. Eu cred că nu e o perioadă în care politicienii totuși să se înghesuie la microfon. Ar trebui să iasă oamenii care chiar știu ce vorbesc. Mai sunt puține minute. Domnule doctor, pentru unii o veste mare. Pfizer, vaccinul Pfizer este bun, 100% eficace în cazul copiilor, pentru că noi știam că poate fi administrat până acum celor de peste 16 ani. În urma acestui studiu ne putem aștepta, spune doctorul Gheorghiță, ca în 2 luni să avem o aprobare și pentru copii. Și acest lucru e foarte clar. În momentul în care ai date din studii, aceste date lipseau, da? Și în momentul în care vorbeam despre femeia gravidă sau femeia care lăptează, neexistând suficiente date, e clar, compania producătoare nu putea să vină cu un profil de siguranță. Acest lucru se întâmplă și era de așteptat. Sigur că veți spune de ce e nevoie pentru cei mici să transmită, e foarte clar. Ei sunt vectori, chiar dacă în general fac forme ușoare, îi vor infecta pe bunici, pe părinții care au afecțiuni cronice, deci este important să închidem lanțul, inclusiv la nivelul celor mici.
Credeți că la noi obiectivul de 10 milioane și ceva de oameni vaccinați include suma asta, 10 milioane și copii? Bine, acum depinde cât de repede vom reuși. Vor fi inclus și copiii. Până la urmă, dacă ne gândim 70% sau 80%, înseamnă mai mult de atât, nu? Deci 70-80% ar fi nevoie și de copii. Cu siguranță că da. Cu siguranță. Cum credeți că vor fi convinși oamenii de la țară? E o constatare pe care o facem cu toții. Oamenii de la țară nu sunt... Sunt de-a dreptul speriați. Ce mai turavora? I-am văzut, spun, la câte am văzut eu la televizor, eu nu vreau să mor, spunea o bătrânică mai devreme. Cred că în final mesajele transmise în mod simplu și repetate și cu explicații pe înțelesul lor vor rezolva. În final, eu cred că și în cazul lor lucrurile vor fi la fel în regulă către vaccinare. Tragem linie. Ne-a spus că e ultimul hop și că vom trece peste hopul ăsta în următoarele 30 de zile, 45 de zile. Din momentul ăla se va echilibra, nu dispare infecția, dar ne va fi mai bine după cele două luni. Și cred că undeva în vară, sfârșit de vară către toamnă, vom fi într-o situație în care vom avea și măsuri de relaxare, și va fi situația mult mai bună decât acum. Cum va fi de Paști, domnule doctor? Pentru că de Paști ni s-a promis că sigur mergem la biserică, o să avem niște sărbători cum se cuvine, dar sărbătorile astea pică taman în mijlocul lunii de foc. Cred că vom avea niște sărbători în condiții de pandemie, vom putea avea ceea ce ne dorim, dar vom fi la fel de prudenți. Cred că lucrurile astea sunt clare. Și vom putea să facem acest lucru, mai ales că eu cred că avem suficientă experiență după un an și ceva. Cred că fiecare dintre noi știe ce are de făcut, în așa fel încât să protejeze și să ia în calcul că totuși e încă pandemie. Vă așteptați ca și alte țări să facă ce a făcut Franța? Da, cred că deja se întâmplă. Și Italia spunea destul de multe țări. La Italia e vorba de 5 zile exact de Paști, se folosesc de Paști când oamenii sunt acasă, sunt 5 zile în care e carantină totală, la francezi e drastic, e o lună întreagă. Dar oricum e același principiu, măsuri restrictive luate acum pentru a reduce virusul în circulație. Pentru că vor, într-adevăr, ca perioada de vară să fie mult mai liniștită. Și în vremea asta ar trebui să continue cu toată puterea vaccinarea. Aici este mai mult decât evident pentru noi toți. Mulțumesc mult, vă mulțumesc. Pauză și ne întoarcem, ne enervăm după pauză. Ne enervăm mai mult decât am făcut până acum. Știți că am vorbit despre amenzile care sunt cerute și nu vin. Și premierul vrea amendă și miniștrii care n-au purtat mască vor amenzi și amenziile astea nu mai vin. Dar ne enervăm și cu altceva. Veți vedea rețeta consiliilor de administrație. Cum iau politicienii bani, ei și clienților prin această metodă. Imediat, rămâneți cu noi.